România are nevoie de o forță care să o miște, de o forță care să o propulseze. De 30 de ani încercăm să propulsăm România și am încercat prin toate metodele. România are nevoie de o forță care să o mâne, să o motiveze, să o miște acolo unde trebuie. Valorile creștine reprezintă forța care propulsează România. Alianța Renașterea Națională este un partid creștin care promovează valorile creștine, care promovează familia naturală, care promovează credința în Dumnezeu și promovează suveranitatea națională a României. Forța care ne propulsează, forța care va mișca România cu adevărat, sunt valorile creștine promovate prin Alianța Renașterea Națională. Bună seara, mă numesc Petre Costea și vă spun bun găsit și bun venit la emisiunea Elector, o emisiune de promovare electorală. Am plăcerea deosebită, în calitatea mea de președinte al Partidului Alianța Renaștere Națională, să spun un bun venit domnului Vasile Tofan, care candidează în circunscripția Galați din partea Alianței Renaștere Națională la alegerile din 6 decembrie anul acesta. Domnul Tofan, bun venit, bun găsit! Mulțumesc din toată inima, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră, sunt onorat să pot să mă găsesc în postura în care deja dumneavoastră m-ați prezentat. Vreau să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, dar înainte de a face lucrul acesta, vreau să vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă spun că sunt extrem de onorat, ne cunoaștem de câțiva ani de zile, și sunt extrem de onorat de faptul că dumneavoastră, o personalitate atât de bine cunoscută în Galați și nu numai, în toată România, ați agreat să candidați din partea Alianței Renașterea Națională pe circunscripția Galați. Deci vă mulțumesc din inimă pentru gestul acesta extraordinar. Și acum vă rugăm să ne faceți o prezentare mai scurtă despre dumneavoastră. Sunteți, cum spuneam, o personalitate bine cunoscută în Galați și nu numai, dar cred că este bine în acest context să ne spuneți câteva cuvinte și despre dumneavoastră. Da, deși mare majoritate a gălățenilor și a brăilenilor mă cunosc, că deja dumneavoastră mi-ați pomenit numele, n-am să o mai fac, doar că m-am născut în anul 1968 în Galați, pe data de 19 noiembrie, locuiesc în Galați, sunt căsătorit cu o femeie deosebită, e frumoasa mea soție, cum mie îmi place să o numesc, și îi mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu că ne-a dăruit și doi copii deosebiți. Unul dintre ei este căsătorit, celălalt probabil că va urma. Unul 23 de ani, celălalt 20 de ani. Locuiesc amândoi deocamdată la Londra, un lucru pe care personal nu-l agrez, nu-mi place asta, dar sper și nădăjduiesc ca într-o zi să se întoarcă în România. Eu am fost sportiv de performanță, mai întâi am lucrat ca electrician la o uzină mecanică navală aici în Galați, după care am mers în lotul național de box al României și am fost o perioadă scurtă și la Dinamo și de acolo am fost angajat în Ministerul de Interne. Am fost angajat aici la Galați, în trupele de jandarmi, dar am continuat să practic sportul de performanță. S-a întâmplat ceva în viața mea la un moment dat, când am părăsit Galațiul, am mers în Germania și acolo s-a produs o transformare a vieții mele și ceea ce pot să spun din tot sufletul este că Dumnezeu mi-a schimbat caracterul, Dumnezeu mi-a schimbat viața și m-a ajutat să găsesc răspuns la aceste trei întrebări deosebite pe care mă gândesc că fiecare om ar trebui să și le pună. Cine ești? De unde vii? Și încotro mergi? Și Sfânta Scriptură, Biblia, este cartea care dă răspuns la aceste trei întrebări. Ar fi extraordinar ca oamenii să cerceteze cartea aceasta, pentru că în cartea aceasta găsim răspuns la aceste trei întrebări și nu numai răspuns pentru viața noastră. Am revenit la Galați, așa cum spuneam, și în inima mea de multe ori a fost dorința aceasta de a intra în politică. Prima dată am fost consilierul unui senator de Galați, o perioadă cred că de 4 ani, după care am plecat
Și pentru o scurtă perioadă am fost președintele PNCCD-ului pe Galați, pentru o scurtă perioadă, după care am fost vicepreședintele PNCCD-ului. Am plecat și de acolo, au fost anumite lucruri, nu o să le împărtășesc, dar m-am retras și de o bună bucată de vreme lucrez în sistemul acesta probațional. Mă ocup de reabilitarea, de reintegrarea oamenilor care părăsesc penitenciarul. Vedeți dumneavoastră, societatea îi aruncă pe oameni în penitenciare, dar nu găsesc și soluția ca oamenii să iasă de acolo transformați și mai departe să poată să găsească acel echilibru. Nu au, din păcate, soluția și vorbesc în cunoștință de cauză, lucrez de peste 20 de ani și e de multă vreme o dorință în inima mea de a ajuta această categorie de oameni defavorizați, pe ei, familiile lor. Asta s-a petrecut că la un moment dat, când mă pregăteam, și vă spun cu sinceritate lucrul acesta, să părăsesc Galațiul, am vrut prima dată să mă mut în Bihor, chiar la Oradea. Câțiva ani în urmă, Oradea e un oraș pe care îl îndrăgesc extraordinar de mult, îl și cunosc foarte bine, pentru că de 15, dacă nu chiar mai bine, merg în fiecare an, 15 ani merg în fiecare an la Oradea. Nu a fost să fie și când mă pregăteam să plec într-o altă localitate, la Suceava, nu e timpul acum să povestesc asta, a apărut o persoană aici la Galați și persoana se numește Beniamin Lup, care este și reprezintă la nivel de țară Alianța Renaștere Națională. Am fost foarte surprins, știam despre dumnealui, nu ne cunoșteam personal, auzisem câteva lucruri bune care m-au impresionat și am avut o întâlnire și mi-a spus despre Alianța Renaștere Național. Când am putut să citesc despre platforma partidului și programul politic, am fost extraordinar de impresionat, am fost foarte, nu știu dacă găsesc un cuvânt potrivit, dar am fost extraordinar de entuziasmat, mai ales că pe dumneavoastră vă cunosc de o bună bucată de vreme și vă urmăream atunci când scriați despre Alianța Familiilor din România. Nu puteam decât să fiu mulțumitor și recunoscător lui Dumnezeu pentru că scriați acolo lucruri deosebite și v-am văzut un luptător pentru familie, pentru oamenii care doresc să trăiască frumos și doresc să trăiască așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Când Beniamin Lup, un om deosebit, un om extraordinar, mi-a prezentat despre implicarea în Alianța Renaștere Națională. Acum vă spun sincer că știu că am multe de învățat, nu mă pricep atât de bine la politică și aș putea spune poate chiar deloc, dumnealui este domnul Beniamin Lup și atunci când m-a chemat, atunci când mi-a propus, am acceptat lucrul acesta din dorința mea de a face ceva pentru orașul Galați și pentru țara aceasta. Desigur, în domeniul acesta unde deja lucrez, pentru oamenii aceștia defavorizați, oamenii aceștia care, din păcate, ajung într-un penitenciar, ajung în închisoare, dar ies de acolo mai rău uneori, și îmi pare rău să spun lucrul acesta, societatea nu are soluții și nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni, nu are soluții societatea. Ei caută sprijin, caută ajutor, știm cu toții, cei care trăim în România, e foarte greu să găsești un loc de muncă atunci când la activ ai un cazier, da? Ai un cazier și dacă cazierul este bogat, atunci primești un refuz categoric. Îmi pare rău să spun că nici biserica, da, nu își deschide larg porțile pentru astfel de oameni, pentru că au fel și fel de suspiciuni, nu judecăm pe nimeni și nu condamnăm pe nimeni și atunci m-am gândit că aș putea, dacă Dumnezeu ne ajută să putem să intrăm în Parlamentul României, aș putea lupta pentru această categorie de oameni și nu numai. Știm că Dumnezeu ne va da înțelepciunea necesară ca să putem să fim de folos.
Sunt în totul de acord cu dumneavoastră, domnule Tofan. Sunt anumite lucruri care m-au impresionat și am notat în prezentarea care v-ați făcut-o în ultimele 5 minute sau cam așa ceva. Mi-a plăcut că l-ați menționat pe Dumnezeu de mai multe ori. Dragilor, suntem români. Nihil sine Deo. Amintiți-vă că înainte de comunism, da, în România, steagul României purta această inscripție: nimic fără Dumnezeu. Exact. Și iată-ne în decembrie, aproape de decembrie, alegeri din decembrie 2020, când noi, bărbați integri, bărbați cu judecată, bărbați raționali, ca și domnul Beniamin Lup, ca și domnul Tofan și o mulțime de femei care candidează chiar și pe Galați și în toată România din partea Areneului, credem că România poate fi reclădită pe fundamentul valorilor, pe baza Sfintelor Scripturi, prin credința în Dumnezeu. Dacă înaintașii noștri erau convinși că nimic nu se poate face în societate fără Dumnezeu, și noi credem la fel. Și căutăm să convingem generația aceasta de români și mai ales generația tânără din România să se reîntoarcă la valorile care ne-au asigurat, cum spuneam mai devreme astăzi, supraviețuirea multi milenară. Dacă îmi permiteți și îmi cer iertare că vă întrerup, am fost foarte impresionat atunci când am aflat prima dată și când am și văzut prima dată că pe dolarul american scrie ceva, probabil că mulți oameni știu, dar poate că sunt și dintre cei care nu știu, we got in trust. Adică noi ne încredem în Dumnezeu și am fost atât de impresionat că această națiune, această țară a avut curajul, da? Cei care au stat acolo la Casa Albă să scrie pe dolarul american. Apoi am citit o carte, Lumină și Glorie, o carte extraordinară, și am văzut că cei care au descoperit America l-au avut pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor. De exemplu, Christopher Columb a fost omul care, așa cum și dumneavoastră a spus, a vrut să nu facă nimic fără Dumnezeu. Lucrul acesta m-a impresionat și lucrul acesta mi-a dat curajul să cred că țara asta are nevoie de oameni care cred. Și aici nu vorbim de oameni de o religiozitate, nu vorbim de așa ceva, ci oameni care cred cu adevărat în valorile creștine, oameni care cred cu adevărat în Dumnezeu. Mulțumesc tare mult! Da, sigur, absolut. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră deosebit de folositoare. Cei care încă nu ați ajuns să obțineți o pliantă electorală personalizată pe județul Galați, vreau să vă menționez că aici, sus, chiar camera este vârful, cea din stânga, unde trebuie să o prezentați. În stânga aici. Aici este camera. Okay. Da. Veți vedea că aici scrie chiar în vârful, începe așa, această pliantă: împreună reclădim România. Da. Împreună reclădim România. România are nevoie de o reclădire, o renaștere, în primul foarte rând, adevărat, o renaștere morală. Și mi-a plăcut ce ați menționat dumneavoastră. E nevoie să reclădim. Dumneavoastră sunteți pasionați de recondiționarea ființei umane, de reclădirea ființei umane și pe unde ajungeți, în închisori și așa mai departe, căutați să puneți în oameni necesitatea, ideea necesitării unei reforme morale, ceea ce este extrem de important. Și într-adevăr, dacă Dumnezeu ne ajută și ajungem în Parlamentul României, împărtășesc viziunea dumneavoastră. Factorul uman este cel mai important factor în societate. Așa este. Dacă factorul uman este apreciat și nu abuzat, dacă factorul uman este pus la loc de cinste, dacă factorul uman, familia, căsătoria, importanța familiei sunt puse la loc de cinste și devin obiectivul numărul unu pentru societate, societatea noastră va propăși. Absolut. Dar absolut, în momentul în care societatea, fie că e vorba de societatea globală, ori la nivel politic, ori economic în România, desconsiderăm ființa umană și spunem, ai fost în pușcărie, nu primești loc de muncă. Ori aparții unui grup etnic diferit, nu primești loc de muncă. Sau alte forme de marginalizare a unor ființe umane în societate. Nu este un lucru bun.
din nou, factorul uman e cel mai important. Și vreau să mai adaug la ceea ce spuneați dumneavoastră, mi-a plăcut gândul dumneavoastră și vreau să adaug puțin la lucrul acesta. Dragilor, creștinismul este o învățătură plenară. Adică creștinismul care este deja de 2000 de ani are formule de rezolvare a fiecarei probleme cu care se confruntă societatea. Fie că este vorba de aspecte economice în societate, fie că este vorba de aspecte politice, fie că este vorba de aspecte sociale, fie că este vorba de aspecte de familie, viața intimă, toate aspectele sociale ale societății, creștinismul are un răspuns foarte clar pentru fiecare din aceste aspecte. De aceea am ales noi ca să folosim acest motto pentru campania electorală din anul acesta prin ARN. Împreună reclădim România. România are nevoie de o renaștere, România are nevoie de o reclădire, pentru că, dragii mei, timpul nu ne permite, dar în ultimii 30 de ani, nu doar că din 45 până în 89, comunismul, ateismul a distrus România și factorul uman, dar în ultimii 30-31 de ani, secularismul care a bătut la ușa României și acum ne este forțat, suntem forțați să gândim în termeni seculari de anumite influențe care vin din afara României. E foarte important să observăm că secularismul și comunismul pur și simplu au distrus România. În primul rând, distrugând factorul uman. Și noi, prin platforma noastră electorală, căutăm și de fapt punem ființa umană în centrul tuturor preocupărilor noastre. Valorice. De aceea am decis că motoul campaniei noastre va fi: împreună reclădim România, reclădim factorul uman în toate aspectele lui. Prin valori, familie, viață, prioritatea vieții, revitalizarea demografică a României, libertăți constituționale, libertatea religioasă și așa mai departe. M-a sensibilizat un cuvânt pe care la un moment dat l-a spomenit: propășim, propășire. Și mi-a venit în minte o întâmplare pe care am să o povestesc în scurte cuvinte. Am întâlnit în penitenciarul din Brăila o persoană, un bărbat la vârsta de 30 de ani la vremea aceea, care era pentru a cincea oară închis, doar pentru violență. A cincea oară era în penitenciar. Am avut ocazia să stau de vorbă cu el, am avut ocazia să împărtășesc din experiența mea personală și l-am îndrumat să citească această carte, care este o carte de căpătâi a creștinismului, este Biblia. A citit-o și omul acesta s-a lăsat, dacă mi este îngăduit să vorbesc în felul acesta, s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu, condus după principiile scripturale. Au trecut de atunci, cred că vreo 7 ani, și omul acesta este un om schimbat, este un om transformat. De 7 ani, în localitatea în care locuiește, este vorba de Șuțeș, județul Brăila, este un exemplu pentru oameni. Oamenii sunt uimiți, nu mai practică violența, vorbește frumos, a deschis o frizerie în localitatea respectivă, îi tunde pe oameni, le vorbește despre transformarea vieții lui, un lucru extraordinar. M-am gândit, dacă Dumnezeu în bunătatea Lui ne va ajuta, pe mine, pe domnul Beniamin, echipa care suntem, să ajungem în Parlamentul României, vă dați seama ce benefic poate fi pentru oamenii aceștia? Chiar vorbeam cu domnul Beniamin despre înființarea unui centru de reabilitare, de reintegrare a oamenilor acestora care ies din închisori, adică când el a părăsit instituția, da, penitenciarul, să vină în centrul respectiv unde poate învăța o meserie. Chiar am întâlnit pe cineva cu un proiect extraordinar care vrea să-l implementeze în centrul respectiv, vrea să vină alături de noi. În proiectul acesta are 15 meserii pe care le poate prezenta, îi poate învăța pe cei care sunt din penitenciare. Ar fi un lucru extraordinar ca de acolo, de la nivelul acela, să putem să facem legi care să ajute
minte, care să favorizeze categoria aceasta de oameni. Și noi credem din tot sufletul că lui Dumnezeu este plăcut lucrul acesta și asta e lupta în care am intrat. Nu am intrat în politică și n-am intrat în lupta aceasta, în Partidul Alianța Renaștere Națională, nici pentru beneficii, nici pentru a o duce mai bine. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt un om simplu, așa vreau să rămân, dar am intrat aici ca să putem să luptăm pentru oamenii aceștia și pentru binele acestei națiuni, pentru binele acestei țări, pentru binecuvântarea acestei țări, pentru asta. Domnul Tofan, cu cât ascult la dumneavoastră cu mai multă atenție, cu atât sunt tot mai mândru și absolut entuziasmat de faptul că avem oameni ca și dumneavoastră de acest calibru moral care candidează la Parlamentul României din partea ARN. Dragilor, și dacă ați observat, toată discuția care a avut loc până acum între mine și domnul Tofan s-a focalizat pe ființa umană. Da. Pe ființa umană. Pe care o iubim și pe care dorim să o ajutăm. Exact. Și vreau să aduc în discuție un alt aspect al ființei umane care, din nefericire, România trebuie să se focalizeze. Copiii nenăscuți. Exact. Domnul Tofan. Exact. Copiii nenăscuți. România se confruntă cu o criză nu numai morală, da, despre care dumneavoastră ați vorbit, subiectul e vast, e lung, așa penaș și așa mai departe, dar ne confruntăm cu o criză demografică deosebit de acută, deosebit de serioasă. Și trebuie să ne gândim, și de fapt este dorința mea, viziunea mea odată ce ajungem în Parlamentul României, să ne gândim nu doar la oamenii aceștia defavorizați, care au nevoie de o reformare morală, dar de asemenea să ne gândim și la copiii născuți fără de care România nu are viitor. Absolut, absolut. Este viziunea mea să luăm cât se poate de serios această noțiune și anume să acordăm copiilor nenăscuți dreptul de persoană. Constituția României se aplică la persoane, la cetățeni români, la persoane deja născute. Dar este dorința mea, viziunea mea și cred că este compatibilă cu viziunea noastră creștină, cu valorile fundamentale creștine, să ne gândim că trebuie să acordăm dreptul de persoană ființelor umane nenăscute din momentul concepției. Pentru că o societate care nu se gândește la copiii nenăscuți nu se poate uita cu confidență înainte să își pregătească un viitor. Domnul Beniamin Lup vorbea mai devreme astăzi despre acești copilași mici în cărucioare care îi vedem pe străzile orașului Galați. Ne bucurăm de ei, pentru ei clădim un viitor, clădim, reclădim România pentru ei, nu pentru noi. Dar trebuie să ne gândim și la acești copii nenăscuți care au dreptul la viață și pe care trebuie să le îngăduim să vadă lumina zilei pentru a putea duce această minunată țară și neam care se numește neamul românesc înainte. Absolut. Ce gândiți în sensul acesta? Absolut. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Mă încântă lucrul acesta și ceea ce aș vrea să mai adaug este că trebuie să luptăm pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că o întrerupere de sarcină, da? În speța avortul, da? Și din păcate România ocupă un loc frontaș la avort. Oamenii trebuie să înțeleagă că în primul rând este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și atunci țara aceasta nu poate fi, sau familia respectivă care practică un astfel de lucru, nu poate primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să conștientizați, încurajați ca să iubească venirea copiilor pe lumea aceasta și desigur să-i sprijine. Deci sunt într totul de acord și mă bucur de această inițiativă și sunt convins că se vor face lucruri frumoase în direcția aceasta. Dragilor, în platforma electorală ARN veți vedea aici un segment, două paragrafe care vorbesc despre viață și prioritatea vieții. Nu vreau să ne înțelegeți greșit. Noi nu suntem neapărat împotriva celor care fac avort. Iubim femeile României, iubim pe toți cetățenii României. Nu arătăm pe nimeni cu degetul și da, nu judecăm corect, pe nimeni. Căutăm să creăm în România o cultură pro-viață, o cultură pro-viață. Și veți vedea în platforma electorală ARN, unul din obiectivele noastre va fi să
formăm în România o mulțime de centre de consiliere a femeilor însărcinate, care pot să meargă să primească consiliere privind sarcina. Excelent. Și să fie învățate că e bine să își mențină sarcina și să avem familii binevoitoare, centre de plasament unde acești copii născuți, în loc să fie avortați, să vadă lumina zilei și să devină o binecuvântare pentru familiile din România și pentru România ca și națiune, absolut, ca și țară. Absolut. Trebuie să vă spun, pentru că suntem deja la finalul emisiunii, că sunt încă o dată, și nu spun cu falsă modestie, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră, alături de Beniamin Lup și de ceilalți pe care îi avem în echipă. Avem o distinsă avocată deosebită, femeie care are dorința de a intra în lupta aceasta și alte persoane care ni s-au alăturat. Sunt onorat și vă mulțumesc tare mult și nu pot decât să spun: Doamne, binecuvintează România și dă-ne izbândă în lupta aceasta în care am intrat. Nimic fără Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu. Doamne ajută! România are nevoie de o forță care să o miște, de o forță care să o propulseze. De 30 de ani încercăm să propulsăm România și am încercat prin toate metodele. România are nevoie de o forță care să o mâne, să o motiveze, să o miște acolo unde trebuie. Valorile creștine reprezintă forța care propulsează România. Alianța Renașterea Națională este un partid creștin care promovează valorile creștine, care promovează familia naturală, care promovează credința în Dumnezeu și promovează suveranitatea națională a României. Forța care ne propulsează, forța care va mișca România cu adevărat, sunt valorile creștine promovate prin Alianța Renașterea Națională.